Alexandra, îți mulțumim. În România, aproape 25.000 de oameni suferă de artroză la genunchi. Asta presupune deteriorarea articulației și înseamnă un adevărat chin pentru pacienți. Dureri insuportabile, genunchi umflați și chiar mers îngreunat și șchiopătat sunt principalele simptome. De acum însă, bolnavii vor putea uita de suferință. Este posibil prin intermediul unei intervenții chirurgicale la genunchi, prin care se fixează o proteză revoluționară. În doar 24 de ore, pacientul va fi pe picioarele lui. Domnul Manole știe poate cel mai bine ce înseamnă să te doară genunchii atât de tare încât să nu mai poți merge și să nu mai poți face toate activitățile de care te bucurai înainte. Anul trecut a fost operat la genunchiul stâng, dar începuse să-l supere și dreptul. E distrusă membrana care face ca genunchiul să funcționeze și atunci când mergi, apăsarea e os pe os și durerea este îngrozitoare și te face infirm. Nu puteam să merg mai mult de 100 de metri fără dureri extraordinare sau ar fi trebuit să merg cu cârje. După prima operație, recuperarea a durat 3 luni. Domnul Manole a auzit însă că poate scăpa de durere mai repede și a optat pentru o proteză revoluționară la cea de-a doua intervenție chirurgicală. Recuperarea e mai scurtă. Din câte am înțeles eu, astăzi a doua zi și o să mă vină să mă pună să merg fără cadru, fără cârje, fără nimic de a doua zi. Sigur că este un pas înainte în medicină. Este vorba despre o premieră medicală. Chirurgii români au folosit o nouă tehnică pentru operațiile la genunchi. Practic, se înlocuiește articulația distrusă cu o proteză revoluționară. Noi asta încercăm să realizăm cu un implant adaptat pacientului, pentru că există o versatilitate a acestui implant față de măsurile pacientului. Implantul parcă e turnat pe pacient. Operația durează aproximativ o oră, iar pacientul este recuperat în totalitate după o lună și jumătate. Majority of the patients are very satisfied with this procedure because the knee becomes painful. The range of motion is better after that and the quality of life increases. Dacă intervenția chirurgicală este făcută într-un spital de stat, Casa de Sănătate decontează proteza în valoare de 2000 de euro. Aproximativ 25.000 de români suferă de artroze la genunchi. Pentru ei, operația de protezare a genunchiului ar fi utilă, încât să scape de dureri și să se poată bucura de o viață normală.